Nici taxa de salubritate nu se va majora anul viitor în contextul actualizării unor dări către bugetul local în raport cu creșterea inflației. Ultima mărire a tarifului pentru serviciile de salubritate a fost votată de Consiliul Local în luna iulie anului trecut. După ce timp de 10 ani, municipalitatea a evitat creșterile. Eu, ca primar, ca strategie, am fost bine. Dar nu se mărește nici taxa de salubritate și... V-am spus, am văzut și alții care au făcut demagogie, n-au luat deloc taxe din de la salubritate prin la București și acum le-a pus de 16 lei de persoane prin sectorul 4. Am spus că, da, greșeala care am făcut-o și mi-o asum, noi n-am mărit de ce am zilit taxa de salubritate și am mărit o singură dată. Trebuie să mărim în fiecare an cât mai puțin. Dar azi așa mărit cum este ea, e la jumătate față de celelalte orașe din România. Evidențele primăriei Suceava arată că în oraș taxa de salubritate ar trebui achitată de circa 75.000 de locuitori. În realitate, în jur de 20.000 de oameni nu dau un leu pentru salubritate, bun platnici fiind doar aproximativ 55.000 de suceveni.